Ce le pasă damelor, de Peter Cheney. Regia artistică Leonard Popovici. Ce-ar fi să mă tratez cu ceva de bucurie că m-ai cunoscut, a? Să zicem o pereche de creungurști și o ceașcă de cafea, dar cu frișcă mult. Fiindcă, știi, maică-mea e de părere că aș avea nevoie să mă dezvolt un pic. Auzi, Alice, a venit Robert Redford. Aș putea crede. Seamănă mai degrabă cu Spencer Tracy. Se pare că l-are pe vino în coară. Unde să fie ascuns până acum? Nu-i cazul să vă certați. Dacă una din voi două n-ar fi fost aici, mi-aș fi pierdut mințile după cealaltă. Dar cum sunteți împreună, formați o pereche tare dulce și vă anulați, ca să zic așa, una pe alta. Nu uitați muștar. Mult muștar. Servește. Ce-am mai văzut pe aici? N-aveai cum. Vin de la Magdalena din Mexic. Îl caut un amic de-al meu, un băiat pe care îl cheamă Segers. Jeremy Segers. I-a lăsat un timp din Aris pe niște gologani și m-am gândit că l-ar interesa. Nu cumva l-ai văzut? Nu stima chestii. Ascultă, cred că cunoaște pe Segers al tău. Îl văd mereu cu Annie Crembo și mi se pare că drăgălașa l-a plasat la una din speluncile pe unde s-a dat pe ea. Un local de la de soi din care găsești prin deșertul ăsta. Dar grozav oraș mai e și ăsta, în plin deșert. Vezi bine că e grozav. Nu ne lipsește nimic pe aici. Acum cât avem și pe tine, suntem gata să facem fapte foarte mari. Ți-ar conveni, scumpul. Auzi, dar Annie Crembo ăștia aia, cine mai fi? E o bomboană de fapte. Pe la 6 începe să tragă câte un martini mare și bea cocktail după cocktail până la miezul nopții când o culegi de pe jos. Atunci sosește aici la noi și ia o încărcătură de crembuș. Zice că o ajută să absoarbă o travă. Se împiedice să vadă ca o bolchipe și acolo unde nu-i niciunul. Așa s-a ales cu porecla. Hello, fetelor! Hello, Annie! Dați-mi porția mea. Hello, Annie! Hello! Ce mai faci? Dar tu cine ai mai fi? E un admirator al zinelor! Stimată doamnă, poate că dumneata mă poți ajuta. Fetele de aici îmi spun că ai găsit o slujbă pentru un om pe care îl caut. Un băiat pe care îl cheamă Jeremy Segers. Am vești bune pentru el. Nu știu unde se dau de el. L-am băgat la hotelul Miranda. Dar l-au pus pe liber. De puturoși ce era. După aia și-a găsit singur. Lucrează la o spelungă departe în deșert, la Hacienda Altmira. E un fel de gigolo. Și din partea mea n-are decât să rămână acolo. Ușor. Spune-mi, pe unde vine Altmira asta? Traversezi orașul și o ții înainte pe drumul care pătrunde în deșert. Ai mers ceva. Și după ce ai făcut vreo 50 de kilometri, hai să o vezi mai încolo pe dreapta. Numai că în locul tău mi-aș lăsa lovelele acasă. Ăia de acolo sunt cam ciudat, să știi. Mulțumesc, Annie, ești o fată pe cinste. Și voi, voi, frumuselelor. Alo, mai vin să mă văd. Te așteptăm să o pinte. Ce
Încercați să vă urez bun venit la Italia. Buonasera. Admira. Sper că veți fi servit cu tot ce doriți. Fel și eu. Zic chiar nu aveți să mă aduc o sticlă de whisky. Bine, bine. Vă aflați de mult prin partea locului. Nu cred să vă fi văzut pe aici. Vedeți, senior, aveți mare noroc că m-ați găsit deschis la ora asta. E aproape 3. Dar în astă noapte, după cum se vede, avem o mică serbare. Sper să veniți mai des. Servește-l pe senior. Mulțumesc. Ciocnește. Aș vrea să știu cu cine am onoarea. Sunt Periera. Conduc localul. E un local foarte bun când încep să-l cunoști. E în regulă. Am puțină treabă până împrejurim, așa că ai să mă mai vezi. Noroc! Noroc! Ia uită-te la tipul ăla! Dansează cu bobo ăia și nu se prea ține pe picioare. Trebuie să fii un fel de fătărlău, nu-i așa, Periera? Mă scuzați, senior, eu am puțină treabă. Hei! Comercio, era să mă răstoi masa. Cu mine vorbești? Dar cu cine? Nu ești tu acea muercia care dansează cu babele? Băiete, cred că o să te fac să-ți înghiți vorbele. Sper că ți ajunge. Pentru început. Dacă mai vrei, vino și mâine. Senior, îmi pare rău că ați provocat neplăceri cu oameni din serviciul meu. Vă rog să nu mai faceți. Dacă sunteți lovit, îmi pare rău. Aici nu ne plac scandaluri. Cred că ai dreptate. Chestia asta. Am băut cam mult înainte de a veni încoace și avea oricum dreptate să mă pocnească. S-ar părea că nu-i chiar așa de muierci acum arată. Bine, senior, să nu mai vorbim despre asta. Știi ce, Periera? Du-te la tipul ăla și spune că-mi pare rău și că aș vrea să bem un pahar împreună ca să ștergem supărarea. Mă duc la masa aia pe terasă. Am nevoie de aia. Trimite-l acolo. Da, senior. M-ai chemat? Ascultă, amice, mă tem că n-a fost chiar nimerit ce ți-am spus alineaua. Mai degrabă s-o cu că dacă tu ai fi muercea, eu sunt turc. Aia loc. Ia loc și hai să bem pe chestia asta. Periera, mai trimite-ne o sticlă. În regulă, Segers, bătaia noastră mi-a zis de minune. Acum spunem ce știi. Sper că nu te-am lovit prea rău. Am aflat o mulțime de lucruri, dar nimic care să ducă la ceva. Am aterizat la Palm Springs și am început să caut de lucru. Am intrat în legătură cu o tipă care mi-a găsit de lucru la Hotel Miranda. Nu era deloc, dama asta, e nicremvârșt. Nu cred că ți-a fost prea greu. Ai și cunoscut-o? Singurul mijloc de a pătrunde aici a fost să accept rolul ăsta de partener de dans mai mult cu fustă decât cu pantaloni. Ala loca. Nu le lipsește nimic? Jumuleală pe toată linia. Sus se joacă într-un stil care pune în dificultate și Banca Federală, băiete. Tipul din colțul de colo, ăla cum stați aproape la lui, la plasează cocaină. Nici tipii care frecventează localul nu-s greu de identificat. Femeile sunt un buchet amestecat, așa. Unele lucrează aici, altele habar n-am pe unde. Tu cum te acoperi, Coșin? Pretind că vin de la Magdalena din Mexic. Aha. Le-am dat să înțeleagă că ți-a lăsat un tip niște bani și că am venit să-ți dau vestea cea mare. Okay. Asta te ajută să pleci de aici. Apoi am de gând să o mai lungesc cam o săptămână înainte de a mă întoarce. Doar dacă nu răsuflă ceva. Dar unde-i dama? E pe aici. N-o dibuiesc și n-ai să-i dai nici tu de rost. Dacă localul ăsta e al ei, atunci eu sunt popă. Periera o tratează ca pe o treapă. Ea face pe anfitrioana, dar adevăratul stăpân e Periera. Ea locuiește aici? Nu, stă la o mică fermă, dincolo de Răscruce. Nu-i departe de aici, am cercetat-o. De obicei, nu dai de nimeni pe acolo. E în regulă, acum fii atent. Zi. Peste câteva minute am să o șterg de aici și am să-mi bag nasul în ogeagul damei. După ce mă evaporez, dai în vilea chestia cu tipul care ți-a lăsat pitacii. Le spui că îți dai demisia și te cari în Mexic să-i încasezi. Mâine dimineață îți faci bagajele și o ștergi. Te duci la Palm Springs și faci zarvă mare că pleci în Mexic.
Iei legătura cu șeful poliției și spui să se țină la distanță de hacienda asta cât timp mă învârt eu pe aici. Spune-i să-i zică și directorului băncii să-și țină gura pe chestia obligațiunilor false. Okay. Când ajungi la Washington, spune-le grangurilor că sunt aici, că sunt gata, pregătit. Ai înțeles? Am înțeles. Dar nu-mi place Lemmy. Nu știu de ce mi-a intrat în cap ideea că cineva a mirosit că nu sunt figurant autentic care face pe dansatorul. Parcă am bănuitori. Ei, și bănuiala n-a făcut nimănui vreun rău până acum. Am plecat. Mă dai, Matt? Șeful poliției? Ce dorești? Mă numesc Coșon. Sunt agent federal. Poți să intru? Intră. Am auzit de dumneata. Am primit o notă prin biroul guvernatorului în sensul că te vei ocupa probabil de chestiunea obligațiunilor false. Așa e? Tocmai. Ia loc. Mulțumesc. Vrei un whisky? E bine, șefule, n-aș vrea să-ți pic ca o pacoste pe cap. Vreau să termin repede. Uite despre ce-i vorba. Când a izbucnit afacerea cu obligațiunile falsificate, am trimis în partea asta un detectiv pe nume Seggers. A acționat la Hacienda Altmira travestit în partener de dans. Am pătruns acolo aseară cu o poveste ticluită ca să-l scot și să-l trimit la agenție. Dar cineva a mirosit afacerea. Când m-am întors mai târziu în speluncă, l-am găsit rece băgat într-un sac în frigider. Cineva i-a găurit burdufun în 5 locuri. Mai e încă acolo. Îți raportez oficial pentru că orice crimă pe aici e treaba dumitale. Dar aș dori să nu te sezizezi deocamdată. Voi anunța la Washington că lui Seggers i-a venit rândul să-i se graveze numele pe placa comemorativă și vom lăsa lucrurile în pace pentru un moment. În regulă? În regulă. În ce mă privește, salut. Clasa întâi, șefule. Și acum chestia cealaltă. Cine e persoana care a trimis informații la Washington cu privire la falsificarea obligațiunilor? Cum s-au petrecut lucrurile? Am să-ți povestesc. Când muierea aia, Ames, s-a stabilit aici, și-a deschis un cont la bancă și a prezentat la ghișeu o obligațiune de stat în valoare de 5.000 de dolari. Știi, obligațiunile astea sunt tipărite la mare artă. Funcționarul a cercetat-o și i s-a părut în regulă. Abia când a ajuns la director s-a descoperit falsul. A doua zi o cheamă pe tipă la bancă și îi spune că afacerea e destul de serioasă și o ia la întrebări. Află că mai are obligațiuni în valoare de 195.000 de dolari. Le deține de la soțul ei. Și când directorul îi spune că vrea să stea de vorbă cu el, dama, cu un zâmbet, îi spune că va fi destul de greu să-i pună întrebări soțului ei, pentru că s-a sinucis la 12 ianuarie la New York. Directorul îi cere și celelalte obligațiuni și își dă seama că tot pachetul de 200.000 de dolari era fals. Mă caută pe mine, iar eu raportez la guvernator. Da. Ne? Ce zici? Crezi că ea și bărbatul său au comis falsul ăsta înainte ca el să se fi sinucis? De unde să știu eu, șefule? În afacerea asta nu se potrivește nimic. Iată faptele cum le-am aflat de la New York. Tipul ăla, Grenwards Ames, a fost însurat cu doamna asta, Henrietta Ames, cam vreo 6 ani. El era speculant, juca la bursă și uneori se umplea de parale. La sfârșitul anului trecut primește un pont, îl speculează bine și câștigă dintr-un foc 250.000 de dolari. Varsă 50.000 de dolari în contul personal și restul de 200.000 de dolari îi plasează în acțiuni de stat și le trece în patrimoniul soției sale. Toate bune până aici. Care va să zică Grenwolf? E călare pe situație, nu-i așa? Păi, vezi bine că dacă atâta bănet... Are o nevastă pe cinste, pentru că mi se spune că Henrietta asta e o puicuță fermecătoare. Are 50.000 în contul lui personal și 200.000 în acțiuni pe numele nevestei și toate merg bine. Mai mult, se gândește să contracteze și o poliță de asigurare cu o rentă viageră la Second National Corporation. Și îl supun la un control medical. Îl găsesc sănătos, tun, dar... îi pun în contract un mic clench. În urmă cu 2 ani, tipul ăsta, Grenwards Ames, a încercat să se sinucidă prin nec, aruncându-se în East River. Trecuse printr-o perioadă grea, era lefter și nu se simțea chiar în al nouălea cer. Și cum a scăpat? L-a pescuit un polițist. Societatea de asigurare știa asta și îi pune clauză în contract că dacă se sinucide din nou, polița
va deveni nulă. Pricepi? Mm-hmm. Care va să zică totul se desfășoară ca pe roate. El mai strânge câțiva biștari din alte lovituri, crapă de sănătate și tocmai aici e bomba. Nu găsește nimic mai bun de făcut decât să-și ia zilele. Ha? Poți să înțelegi asta? Cum a făcut-o? În seara zilei de 12 ianuarie lucrează târziu la birou cu secretarul, un tip pe care îl cheamă Bardell. Nevastă sa e plecată la Hartford, Connecticut. Pleacă în oraș cu o mașină mare, Cadillac, de culoare cenușie, bătând în albastru. La 21:10 îl vede un paznic de docuri. Conduce mașina spre docul Cotton și în timp ce omul ăsta îl privește, Granwars bagă mașina într-un stâlp de lemn, face un salt și e proiectat peste chei cu mașină cu tot în East River. A doua zi când scot mașina, el e făcut harcea-parcea. În lipsa soției, Bardell, secretarul, îl identifică și în portofel se găsește un bilet în care se spune că are senzații bizare în cap și că e mai bine pentru el să se despartă de viață în felul ăsta. Nevastă sa vine abia după două zile, pune împreună cu secretarul ordine în afaceri, acesta preluând biroul, și Henrietta se hotărăște să-și acorde o vacanță la Hacienda Altmira, proprietate pe care Granwars o cumpărase cu 2 ani în urmă și o închiriase unuia Periera. Dama vine și cu cele 200 de mii de dolari în obligațiuni de stat. Și de acum încolo urmează povestea pe care mi-ai spus-o tu. Acum afacerea mi se pare foarte curioasă. Da, da. S-ar părea că cineva i-a luat obligațiile originale, cele autentice, și a căptușit-o cu niște hârtii false. Poate că da, poate că nu. Ascultă, șefule, vreau să-mi spui ceva. Când directorul băncii a aflat că prima obligațiune era falsă, cui i-a mai povestit în afară de dumneata? Nimeni. Mi-a zis că n-a suflat o vorbă. Firește că și eu am tăcut ca mormântul. Și totuși... Nu cumva crezi că... Nu cred nimic. Dar ia, ascult aici o poveste. Când am primit instrucțiuni să mă ocup de afacerea asta, acum 10 zile, eram în Allentown, în Pennsylvania. Mă duc direct la New York și trag la un hotel unde obișnuiesc să stau de obicei. A doua zi după sosirea mea, cineva îmi trimite un bilet nesemnat în care eram îndemnat să vin la Palm Springs și să caut în locuința doamnei Ames pentru că aș putea găsi acolo niște scrisori interesante. E bine, am avut baftă. Segers m-a orientat asupra locului aseară și m-am dus acolo. Am găsit scrisorile și din ele reiese că Henrietta nu se afla în Connecticut în noaptea când soțul ei și-a luat viața. Ea se afla chiar la New York și se dusese acolo ca să aibă o explicație cu el, pentru că relațiile dintre ei nu erau așa de bune cum credea lumea. Ei, cum îți place treaba asta? E tare. Poate că e ceva în neregulă cu sinuciderea aia. Poate că ea l-a curățat într-un fel. Femeile sunt stare de așa ceva uneori. Mie îmi spui, dar pentru ce să-l curățe? Poate că s-a prins că obligațiile ei erau false, s-a înfuriat și asta ar putea fi un motiv, nu? E, dar din moment ce a văzut că obligațiile sunt false, nu putea fi atât de fraieră încât să încerce să le schimbe la bancă. Ar fi încercat figura cu unul care ar fi fost mai puțin expert decât un om de bancă, nu? Da, da, ai dreptate, dar damele-s creaturi bizare. Fac tot felul de lucruri nebunești, chiar și cele mai cuminți dintre ele. Așa e, le cunosc eu. Le doare în cot pe dame. Odată ce le-a intrat o idee în cap, află că sunt în stare de orice. Chiar așa? Ia spune-mi, ce ai de gând să faci? O să mă mai duc pe la Hacienda Altmira să-i cunosc bine pe cei de pe acolo. Am de gând să mă apropii de dama asta, Henrietta, și să-i dau târcoale până am să aflu ce urmărește. Trebuie să aflu cine l-a curățat pe Segers și de ce. Din partea mea e în regulă. Cred că nu ți-ar conveni ca oamenii mei și cu mine să dăm o raită prin Hacienda, nu? Chiar așa. De acum încolo nu cred că am să mai vin să te vizitez. N-ar fi sănătos ca noi doi să fim bătuți împreună. Dar am să te chem dacă vreau să iau contact cu dumneata. În caz că ai nevoie de mine, mă găsești la hotelul Miranda, unde voi folosi numele de Frame. Selby Frame. Da, Magdalena Mace. Rămâi cu bine. Yeah.
Ce mai faci? Bună seara, senior. Bună seara. Mă bucur că ați venit iar la noi. Înseamnă că vă simțiți bine aici. Oh, da. Unde vreți să stați? Scuze, Veriera, cine e mititica aia de la masa de acolo? Aia, aia care e singură. Dar am știut că aveți dame de calibru ăsta pe aici. Senior, avem de toate. Doamna este seniora Ames. Ce vorbești? Nu zău. Ascultă, Periera, nu fi una și aceeași damă cu aia care s-a măritat cu tipul ăla. Cum dracu-i spunea? Grenoars Ames, da. Tipul care s-a omorât la New York. Eram atunci acolo. Am citit chestia asta în ziare. Ba da, senior. Henrietta a suferit foarte mult atunci. A venit aici la Altmira, crezând că hacienda este a ei. N-a știut că soțul, Grenoars, o ipotecase și acum este a mea. Eu însă am avut milă la ea și am lăsat să stea aici, ca o doamnă. Așa, care vreau să zic, nu e ea proprietarea? Nu. Voi, senior, necazuri la această nefericită doamnă nu se opresc aici. O problemă în legătură cu banii ei. Mi-a spus că nu mai are niciun ban. De aia o las să stea aici. Eu sunt om bun, senior. Îmi pare rău pentru asta sărmană femeie. Se și vede că ești băiat bun, Veriera. Ce-ar fi să mă prezinți, doamne? Sigur, a? Sigur că da, senior. Să mergem la masă, la ea. Stai. Ai văd că stă de vorbă cu un tip. S-ar părea că e prieten. Cine-i? Se numește Malone. Malone? Vine des pe aici. Joacă cărți. Poate joacă și în seara asta. Bine, sper să-l scutur de ce va face. Apropo, numele meu este Frame. Selby Frame. Jucați la miză mare pe aici? Cum dorește fiecare, senior Frame. E în regulă. Veriera, mă duc atunci sus la joc. Văd că și tipa cu tipul ei au plecat într-acolo. Văd că nu prea-mi intră nimic pe culoarul meu în seara asta, nu? S-ar zice că n-am niciun fel de noroc pe aici. De ce nu faci o pauză? Sau poate vrei să țin eu o mână pentru tine? Se pare că va părăzi barta pe amândoi, eh? Poate că vă așteptați să câștigați într-una. Poate că nu vă place să pierdeți. Trata mea, dacă îmi place să pierd sau să câștig, Fernandez, și mă lipsesc cu plăcere de bancurile tale. Nu-mi pare rău dacă pierd, dar am spus că am un obicei curios de a pierde când joc pe aici. Sau poate că numai eu îmi închipui asta, ha? Ce vrei să spui, Malone? Stai! Ce-ar fi să lăsați baltă, deștepților? Unde vă credeți? Pe ring sau în arenă? Ce-i cu tine, Fernandez? De ce trebuie să dai ocazii de scandal mereu? Ce? Nu-ți place? Dacă nu-ți place, ia-o din loc. Bine. Hopa sus, Maloney. Trebuie să le duci undeva să speli mutra. N-arată prea bine. Și eu, dacă aș fi în locul tău, aș bea ceva tare. Știi ceva, doamnă? Ia-l și du-l să-i dai puțin asistență medicală. După aia, cât că am putea face o partidă de cărți? Hai, poți să mergi? Ei, Periera, fă-i vânt amărătului ăsta. Poate se pierde în deșert. Acum poate continuăm jocul. Hai, domnilor, nu vreți să intrați? Hai. Sigur, cum să nu? Numai un clip, mai am ceva de făcut. Surioară, cred că prietenul dumitare a primit o chelfăneală zdravănă. Poate că nu era în formă în seara asta. Ce n-aș vrea să fiu bărbat? L-aș ucide pe Fernandez. Ah, lăsați-mă să mă întorc la ticălosul ăla! Te mai necăji, Maloney. N-ai avea nicio șansă. Domnule, da. După ce l-ai aranjat pe prietenul dumitale, întoarce-te în salonul de joc. Și o să avem noi doi o vorbuliță cu individul ăsta, Fernandez. O să mă țină minte câte zile o avea. Așa, bun, hai să facem jocurile. Câte cărți? Două. Eu sunt servit, dumneata?
Vreau trei. Una, două, trei. Dumneata? Una. Una. Așa. Și acum miza 100. Oh, nume. Parol. Sec. Cum, nu mai plusezi? Nu. Una, două, una, două perechi de carcunori. Am sosit. Nu ești bun. Valeți cu șeptari. Auzi, mister Tămâie, ar trebui să mai înveți jocul ăsta. Nu așa se joacă, caci alba. Ce ai zis? Dar era ia putregaiul ăsta de individ antipatic până nu-l deteriorezi de tot. Hai, 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 alea! Surioare, da. Ia-ți mantou. Facem un tur cu mașina și vreau să-ți vorbesc. Ești tare, domnule. I-ai administrat o lecție bună lui Fernandez. Are impresia că e un mare bătăuș. N-a fost mare lucru. La de vorbind, nu l-am luat stomac pe Fernandez ăsta. Îmi face impresia că e un nemernic și nu mi-a plăcut deloc să-l văd cum dădeam prietenul dumitale ca într-un sac. Băiatul ăsta, Maloney, pare a fi de treabă. Da, e destul de bun. Mie îmi place. Cred însă că după cele întâmplate, Fernandez nu o să te mai poată înghiți deloc, domnule Frame. Și nici nu vreau să mă gândesc ce mă așteaptă din partea lui. Ce vrei să spui? Ar fi mai bine să nu ne mai preocupe persoana lui, nu? Ia spune-mi, ce ai vrut să vorbești cu mine? Iată, scumpă doamnă, cum stau lucrurile. Da. Lucrez pentru un birou de avocatură din New York și eu conduc sucursala din Mexic, de la Magdalena. Da. Acum vreo lună, pe când mă aflam cu o treabă la New York, am avut de-a face cu un cetățean care lucrează la biroul procurorului districtual și care mi-a povestit despre sinuciderea soțului dumitale. Mi-a spus că s-au găsit câteva elemente noi, grozav de interesante, care, zic ei, le permit să redeschidă cazul. Foarte interesant ce spui. Ce fel de elemente au putut să găsească, nu? Nu credeam că mai interesează pe cineva sinuciderea soțului meu. Nu vrei să oprești mașina? Mă doare puțin capul. Vezi, lucrurile stau cam așa. Tipul mi-a spus că au descoperit că nu era în Connecticut în noaptea sinuciderii. Ei zic că erai chiar la New York și le-ai intrat în cap că ai fi ultima persoană care l-ar fi văzut pe Greenwalls înainte de a muri. Percepi? Pricep. Oamenilor ăstora le intră tot felul de idei ciudate în cap. Dar dumneata știi cum sunt sticleții și procurori. Nu trăiesc până nu pun ceva în cârca cuiva. Vezi, dumneata, se pare că cineva le-a vândut un pont. Că Greenwars Ames nu s-ar fi sinucis. Că ar fi fost ajutat să o facă. Asta mi se pare ridicol, domnule Frame. Pasnicul de la docul Cotton a depus doar mărturie că l-a văzut pe Greenwars conducând mașina peste chei. Ori așa ceva pare să fie o sinucidere, nu crezi? Ba da, asta e în regulă. Dar trebuie să spun ce s-a mai întâmplat. Ce? Luat la întrebări, paznicul zice că a văzut altceva decât a declarat la anchetă. Zice că a văzut mașina mergând încet în lungul cheiului și că pe la jumătatea docului, când a intrat în conul de umbră, ușa de la volan s-a deschis și cineva a ieșit afară. N-a putut să vadă cine e, dar a văzut că e o femeie. A văzut-o că se întoarce și se apleacă în interiorul mașinii. Și apoi a închis ușa. Mașina a pornit din nou, a luat viteză, s-a pocnit de un strut de lemn și a fost proiectată drept în râu. Și mă rog, de ce n-a spus paznicul asta la ancheta judiciară? Se pare că cineva, un individ pe numele de Landon Bardell, secretarul soțului dumitare, i-a dat $1,000 ca să uite. Ca să nu se poate. Nu pot să cred. Se pare că tipul ăsta, Bardell, e animat de sentimente amicale față de dumneata, pentru că îi spusese judecătorului că nu erai la New York în noaptea aceea, ci la Connecticut. E bine, ce se poate deduce din toate astea?
S-ar fi descoperit la autopsie dacă Grenworth a fost omorât, poate, nu? Poate că da și poate că nu. Când l-au scos, fața era sfărmată. Putea fi de la șocul cu parbrizul când mașina a căzut în apă. Ar putea fi la fel de bine rezultatul unui tratament pe care l-a primit înainte să fi fost suit în mașină. Mm-hmm. Nu înțeleg nimic și mă întreb de ce ți-ai dat osteneala să-mi spui toate astea. Ce gânduri ai? Ce vrei de la mine? Dar nu e vorba de gândurile mele, doamna. E vorba de cele ce se petrec în mințile celor de la biroul procurorului districtului, care și-au pus în cap să cerceteze cei cu obligațiile alea false. Nici nu le pasă de asasinarea sau sinuciderea soțului dumitale. Să presupunem, de dragul discuției, că știi ceva despre falsificarea asta. Să presupunem că știi cine sunt autorii. Ei bine, în locul dumitale, i-aș da pe față. Vindem pontul. Când ajung la New York, îl dau omului de acolo și ei vor fi foarte, foarte încântați. Și nu-i va mai interesa să redeschidă cazul ăla cu sinuciderea soțului dumitale. Pricep? Pricep, da. N-am pentru nimeni niciun fel de informații. Pachetul cu acțiune a fost scos din tezaurul băncii, unde soțul meu avea un seif. Din spusele domnului Bardell, am înțeles că seiful a fost deschis cu cheia găsită asupra trupului neînsuflețit al soțului meu și luată de avocatul său, care mi-a predat obligațiunile. Asta e tot ce știu. Cât privește redeschiderea anchetei în chestiunea sinuciderii, insinuarea că aș fi fost la New York în noaptea aceea dă-mi voie să cred că va trebui să fie dovedită, nu-i așa? Firește, presupun că vor trebui să o facă. Oricum a fost drăguț din partea dumitale că m-ai prevenit. Se pare că sunt îndatorată cu multe chestii, domnule Frame. Și acum, dacă n-ai nimic împotrivă, aș vrea să mă duc acasă. Acasă, da, hai să ne... Lombardel, ce mai faci? Încântat să te revăd. Ia loc, ia loc. Ascultă, Bardel, am venit urgent de la Palm Springs să vorbesc cu tine și bine să mă asculți și să nu încerci să-mi pui vreun cioc. Dacă vrei să nu simți cât pot fi de-al dracului. Nu văd de ce trebuie să-mi vorbești așa, Coșan. Oare nu ți-am spus întotdeauna tot ce ai vrut să știi? Fără îndoială, doar că vreau să aflu mai multe, asta e tot. Acum liniștește-te și ascultă-mă ce-ți spun. Tu ai fost acela care l-ai șperțuit pe paznicul de la docuri ca să nu spună nimic despre dama ce a coborât din mașină. Alta, tot tu, la ancheta pentru stabilirea circumstanțelor decesului, ai determinat personalul de servici să spună că noaptea aceea Henrietta Ames n-a fost în oraș. Și a treia, câteva luni mai târziu, după ce te-am vizitat și am auzit unele lucruri de la tine, mă pomenesc cu o scrisoare anonimă care mă trimite la Palm Springs, unde găsesc niște scrisori valabile să o pună pe Henrietta sub acuzație de omor. Ce părere ai? Scrisoarea aceea e scrisă de tine? Într-adevăr, da, eu am scris-o și am să spun și de ce. Trebuie să spun că Grenworth era o canalie. Am știut, pentru că văzusem scrisorile, că doamna Henrietta venea în seara aceea când el s-a prăpădit. Știam că el își făcea de cap cu tot felul de pupeze. Mi-am imaginat că seara aceea s-a desfășurat cam așa. Ei s-au întâlnit și ea i-a reproșat că e un nemernic și un ticălos care o înșală pe toate drumurile și că are de gând să-l lase. Îl știam pe Grenworth ca un tip impresionabil și probabil că discuția l-a demontat, motiv pentru care cred că a tras ceva la măsea și poate că s-a hotărât să-și ia zilele. Așa cum îl cunosc, probabil că a băut în compania vreunei muieri în vreo bombă și aia e femeia pe care a văzut-o paznicul. Mi-am spus că dacă voi spune că el s-a întâlnit cu doamna Henrietta noaptea aia, poliția o va lua la întrebări și va fi supusă presiunilor și chiar brutalităților. Și eu și tot personalul avem un cult pentru ea. După ancheta care a mers bine, așa cum știi, am auzit de chestia cu obligațiile false pe care a încercat să le plaseze la Palm Springs. Și am început să am îndoieli. Eu știam bine că obligațiile pe care avocatul lui Grenworth i le-a predat erau în regulă. Și încă ceva.
am constatat că dispăruseră cele trei scrisori pe care Granvers le ținea în sertarul biroului. Uite asta. Așa mi-a încolțit ideea că poate am fost un prost și că ea e femeia pe care o văzuse paznicul și că ea l-a curățat pe Granvers. Este adevărat că am ținut la ea din capul locului, dar nu-mi place să acopăr o crimă. Asta e. Ți-am trimis scrisoarea aia în speranța că ai să te descurci. Îmi pare rău că ți-am provocat neplăceri prin faptul că am fost un nătărău și nu ți-am spus adevărul de la început. În regulă, Bardal. Cred că ai făcut bine că te-ai descărcat. Încep să cred că, într-adevăr, Henrietta asta l-a curățat pe Granvers și dacă a făcut-o, va trebui să plătească. Salut! Salut! Sunt Lemmy Caution. Urgent, pune sub ascultare telefonul Langdon Bardell și înregistrează orice convorbire. Vin spre tine. Salut! Îți dau să asculți. Cred că e ce te interesează. Alo, alo. Hacienda Altmira? Da, cine? Ah, Fernandez. Aici e Langdon. Ascultă-mă bine, puiule. Bagă la cap ce spun și ai grijă să nu calci în străchin. Asculți? Da, care e problema? A furisit-o la de Caution. A dat buzna aici, azi, cu un sac de întrebări. I-am dat o explicație. Dobitocul m-a ascultat cu urechile ciulite, apoi mi-a strâns mâna și s-a cărat. L-am făcut să creadă că obligațiunile erau originale când le-a primit Henrietta și că pe cele false trebuie să și le fi procurat ea. Acum, fii numai urechi, Ferdi. Da. Bănuiesc că se va întoarce Glonz la Palm Springs și că va veni să o înhațe pe Henrietta. Fiindcă dacă poate să o urmărească pentru crimă și să o frigă pe scaunul electric, agenții federali vor considera că tot ea este și autora obligațiunilor false, nu de alta, dacă se închidă dosarul pe care cea mai ușoară. Ai înțeles ce ți-am spus, Ferdi? Da, 100% Landon, de acord. Și dau drumul așa cum am vorbit. Îmi pun capul dacă nu ieși bine. Dă-i lui Pereira un picior drăgăstos în fund din partea mea. Hai noroc, Ferdi! Și să nu te murdărești pe mâini, puiule. Și să nu te joci cu pistolul dacă nu-i nevoie. Saltare, saltare, London! Bagă de seama să nu te murdărești nici tu pe mâini. Hai, la revedere! Oh, iată-mă, șefilor, înapoi. Cum vă mai merg afacerile? Toate sunt bune ordine, senior Frame. Hai, lasă-te pe bubași. Periera. Știi prea bine că nu mă cheamă Frame. Numele meu este Caution și am în buzunar o mică insignă pe care pot să vă arăt dacă vă face plăcere. Ce naiba ne pasă nouă de insignă dumitare? Nu ne ai cu nimic la mână și niciun caz să știi că nouă nu ne plac sticleții. Ce vorbești? Păi, nu mă mire că nu-ți plac sticleții și mai ales unul care te-a pocnit la muzicuță. Cu toate astea, îți recomand să te stăpânești și să fii politicos ca să nu mă văd țilit să te altoiesc iar, ok? Unde e Henrietta? E pe aici, pe undeva. Fernandez, a
Așteaptă-mă până vorbesc cu ea și pregătește-ți o poveste valabilă ca să-mi explici ce cauți aici sub numele de Fernandez, făcând pe grozavo când de fapt te cheamă Juan Termilio și ai fost șoferul lui Grenwars Ames la New York. Da? Bine, Henrietta, aș vrea să-mi răspunzi la câteva întrebări. Da, ce vrei să știi? Despre scrisorile alea trimise de tine la New York. Nimic mai simplu. I-am scris lui Grenworth niște scrisori în care spuneam că doream să-l văd. Aflasem că se face de bazm cu o femeie și... De la cine aflasești? Am primit o scrisoare anonimă în care mi se spunea că aș face bine să-l supraveghez pe Grenworth, care se dădea în spectacol cu o femeie al cărei soț începe să reacționeze urât la treaba asta. Știai cine era tipa cu care se afișa la Grenworth? Nu, habar n-am. Oricine ar fi fost, sigur era nevasta ăluia care mi-a scris, nu? De unde ideea asta? Păi, scrisoarea era de mână și scrisul avea trăsături masculine. Mm-hmm. Într-un loc unde respectivul scrisese cuvintele "această femeie", am observat o ștersătură pe care am putut-o descifra. Fusese scris "soția mea". Ai scrisoarea? Nu, mă tem că am pierdut-o. Dar ce vrei? Bine, doamnă, sunt dispus să te cred, pentru că întotdeauna acord crezare unei femei frumoase. O singură dată. Dacă e adevărată toată povestea ta, atunci e în regulă. Dacă nu, mă prind cam să te descoper. Nu șterge și nu-ți chinui creierii prea mult. S-ar putea să izbucnească ceva în scurt timp. Dar în momentul de față afacerea asta mi se pare încurcată. Ciao! Ciao! Ce dorești, copoiule? Ține-ți franca, Fernandez! Să știi că pentru mine nu ești decât un împuțit ordinar. Mi se pare că nu prea mă bucur de simpatie pe aici. Mai adineauri, când plecam spre Palm Springs, un individ a încercat să mă facă cioburi. Dar nu se pricepe destul de tare la meserie și n-a reușit decât să-mi scoată o așchie din volan și să-mi crape parbrizul. Presupun că nu știi mai mult decât un prung despre treaba asta. Nu mă crezi un prost. Ce aș realiza dacă aș încerca să-ți scurtez zilele? Poate vrei să-mi explici și dacă poți. N-am cum să știu, dar e cineva pe aici care îmi poartă sâmbetele. S-ar putea să fie Periera? Nici pe asta nu înțeleg. Ce l-ar face pe el să te curețe? N-am cum să știu. Totuși nu mă înnebunesc după tipii care trag în mine. Și vreau să știu doar atât. Cu cine ții, așa că fă bine și cască urechile. Presim că foarte curând am să pun cătușele cuiva. Și ca să nu-ți mai omor creierii, îți spun eu. Mititica de Henrietta. Femeia asta mi se pare cu totul și cu totul curioasă. Și cred că știe de 1000 de ori mai multe despre moartea soțului ei decât își închipui o grămadă de oameni. Asta e în regulă. Dar mai e o bubă. Se pare că ar mai fi fost o damă care se ținea de capul lui Grenworth, iar bărbatul ăsteia e presupusul autor al unei scrisori anonime către Henrietta. Povestea poate fi adevărată sau nu? Stai. După părerea mea, Henrietta te duce de nas. E la mintea cocoșului că de vreme ce știi că ea fusese la New York în noaptea aia, era obligată să aibă poveste pregătită ca să justifice faptul că a fost acolo. Dacă n-ar avea un motiv, atunci ar face impresia că ar fi venit de la Connecticut ca să-l curese pe bărbatul. Aș zice că ea a născocit povestea aia despre o altă damă, despre faptul că a fost o scrisoare. Ia seama, Fernandez, ia seama. Tu ai fost șoferul lui Grenworth Ames și nu-mi vinde mie castra. Vezi că n-ai habar de pipițele stăpânului tău. Că a existat o damă, e sigur. Dar vreau să știu cine e. Dacă nu te hotărăști să-mi spui cine a fost și unde locuiește, da pe loc. Până n-apuc să număr la 10, să știi că-ți golesc tot încărcătorul pistolului în stomac. Stai. Am să spun că tu ai încercat să mă curezi mai devreme. Că te-am urmărit până aici, ca să te arestez. Și că ai încercat încă o dată să mă nimerești, după care te-am împușcat... definitiv și pentru totdeauna. Stai. Ei, cum îți place? Stai, ascultă, Cauciun. Dacă știi, eu ți-aș spune... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ok, ai câștigat.
Numele damei este Paulette Benito. Stă într-un loc numit Sonoita, imediat cum treci frontiera din Arizona în Mexic. Așa, Fernandez, te voi revedea curând. Și bagă de seamă să nu faci ceva ce nu ți-ar conveni să afle maica ta. Intră! Am adus-o, domnule. Bine, poftește-o. Poftiți-vă. Bună dimineața, Lenny. Ce se întâmplă? De ce m-ai adus cu poliția la Palm Springs? Sunt arestată? Poftim, ia loc. Mulțumesc. Să știi că nu-i frumos să stai cu pălăria pe cap în fața unei doamne. Povești, surioară, prostii. Încă nu-s hotărât dacă am să te înhaț în dimineața asta sau dacă am să te iau numai la întrebări. Nu-s obligat să-mi scot pălăria când vorbesc cu persoane suspecte de infracțiuni penale. Pricepi? Pricep. Și? Ce vrei de la mine? Iată ce scumpă. Am hotărât să redeschid cercetarea în jurul circumstanțelor morții soțului tău. Am ajuns la concluzia că a fost asasinat și că s-ar putea ca tu să știi mai multe despre treaba asta. Pe deasupra, aș putea să te incriminez și pentru tentativa de a plasa la bancă o obligațiune de stat falsă. A? Ce părere ai? Nu mă interesează prea mult, dar nu-mi place și nici tu nu-mi prea place astăzi. Deloc. Te porți ca un măgar înfumurat. Las-o baltă, Henrietta. Vreau să știu întocmai cum erai îmbrăcată în seara de 12 ianuarie când ai avut ultima convorbire cu Grant Horse. Hai, 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 dă-i drumul, păpușico. S-ar putea să nu fiu în stare să-mi reamintesc, dar am să încerc. Da, presupun că vrei să știi absolut totul, chiar și culoarea chiloților. Să mă turisesc că nu mă gândisem la detaliile astea vestimentare. Da, dacă le-ai pomenit, să nu le uiți. Hai, spune tot. Mai emoție ordinată. Stai jos și nu te ambala, surioară. Dă-i drumul cu descrierea. Hai, 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 bombonico. Ia-o de sus în jos. Cum era pălăria? Purtam o pălărie de Astrahan, o tocă, dar probabil că n-ai de unde să știi ce e aia. Eram îmbrăcată cu un mantou elegant de Astrahan, iar de desubt purtam un taior negru cu o bluză de mătase albă. Aveam ciorap bej, pantofi negri de lac cu tocuri franțuzești și catarame de argint, și mănuși trei sferturi din velur negru. Trebuie să fi fost foarte elegantă după descriere. Îmi pare rău că nu te-am văzut. Sunt sigur că arătai grandios. Și cum erau chiloții? Erau de culoare vernil. Dar n-ai de unde să știi cum se scrie corect. Ce vorbești? Afară că știu. Am mai cunoscut și alte muieri care obișnuiau să poarte chiloți vernil. Numai că nu făceau din asta niciun secret. Du-o pe doamna Ames la fișier și vezi să-i se ia amprentele, să fie fotografiată din față și din profil, dreapta-stânga și cu și fără pălărie. Am înțeles. Poftiți, doamna. Picălof. Fii cu minte, Henrietta. Nu-i frumos să vorbești așa. S-o aduci înapoi după ce ați terminat. Am înțeles. Bine ai lucrat-o pe doamna asta. La un moment dat am crezut că o să te sfâșie. Am ascultat din camera de alături. N-am putut lăsa să-mi scape, înțelegi că nu prea avem multe distracții pe aici. E regulă, Matt. Spune să-mi aducă și pe cei doi. Hai, băieți! Hai, băieți! Hai, luați loc! Periera, tu stai pe canapea. Fernandez, tu vino pe scaunul ăsta. Așa, aș vrea să stăm de vorbă. Periera, am o treabă pentru tine de care trebuie să te achiți conștiincios. Am terminat, domnule, am adus-o. Bine, Henrietta. Da. Tu rămâi în picioare. Așadar, Periera, e vorba de dama asta de aici. Încă n-am formulat niciun cap de acuzare concret, dar e ca și sigur că o să-l fac în curând. Șeful poliției de aici, Metz, n-are loc de prisos unde să o țină câteva zile, iar eu trebuie să părăsesc orașul un timp. Metz o să-ți ia jurământul de custode și are să fie treaba ta să nu scap din ochi pe dama asta până mă întorc. O duci la hacienda.
M-ai înțeles? Am înțeles, signor. Ai auzit ce am spus, scumpo, nu-i așa? E acum ștergeți-o de aici și pe curând, baby. Sigur că o să fie pe curând, mai maimuțule, da, atunci ai să o simți pe pielea ta. S-ar părea că ceva nu-i place. Nici ție nu ți-ar fi plăcut dacă ai fi fost în locul ei. Ascultă, Fernandez, mi-a venit o idee. Cred că putem pune asasinarea lui Ames în cârca Henrietei fără probleme. Și cred că o fac eu să mărturisească și afacerea cu falsurile. Dar trebuie să dovedesc că ea a fost femeia din mașina lui Ames. Și pentru asta, adineauri, am luat-o pe Henrietta la întrebări cu privire la hainele cu care era îmbrăcată în 12 ianuarie. Uite lista hainelor. Îți amintești să o fi văzut purtând vreuna din hainele astea? Chiuțe mi-o... Îmi cam amintesc de mantou, de pălărie, dar n-aș putea preciza când. E clar că ziua aia n-am văzut, că eu aveam zi liberă. E în regulă, Fernandez, dar există doi indivizi care ar putea depune mărturie. Camerista și paznicul de la docuri. A? Cine era camerista Henrietei? Marie Dubuynet. Ea, desigur că trebuie să știe. Și-ți spun și unde poți da de ea. Mai e încă la New York. E camerista doamnei John Vlayford. Bun. Îți mulțumesc pentru pont. Acum ia-o din loc și ai și tu grijă ca periera să nu n-o scape din orta. Nici o grijă am eu. Ce urmează acum, Lemi? Nu știu ce urmărești cu toate astea. Eu mai am ceva de făcut. Fă-mi rost de un loc la avion. Zbor la New York? Zbor la Yuma. Apoi o iau de-a lungul frontierei de stat a Arizonei și mă infiltrez în Mexic. Am acolo întâlnire cu o damă. E o damă, bine? N-aș putea să știu. N-am văzut-o niciodată, dar cred că i-a venit rândul să facă și ea cunoștință cu mine. Uite, astea sunt fișele cu amprente și pozele damei de adineală. Ce faci? De ce le rupi? Tehnică, Metz. Tehnică înaltă și vrei să vezi. La revedere și pe curând! Poftiți la masă! Bună seara, doamne Benito. Bună seara. Nu vă mai amintiți de mine? Am cunoscut la New York? Nu, nu mi-amintesc, dar chiar nu mi-amintesc. Dar este posibil să-mi fi fost prezentat. Oricum ar fi, Polet, sunt ani de când aștept să te cunosc. Numele meu e Caution, Lemmy Caution. Și doresc să avem o mică convorbire cât se poate de curând. Mă rog, ia loc, domnule Caution, și servește ceva de băut. Acesta este seniorul Luis Daredo. Da. Și ce discuție este aceea pe care doresc să o ai cu mine, domnule? Aș fi fericită să te pot ajuta. Uite cum stau lucrurile. Fac unele cercetări în legătură cu un tip Genworth Ames. Ha? Ai să se lucezi la New York în ianuarie trecut. M-am gândit că dumneata poți să mă ajuți. Dar cred că aici nu e locul potrivit. Poate îmi dai voie să te conduc mai târziu acasă? Nu-mi displac metodele dumitare directe, domnule Caution, dar nu înțeleg de ce aș accepta să vorbesc despre moartea cuiva cu oameni pe care nu-i cunosc. Cred că îți pierzi vremea de pomană pe aici. E în regulă. Sunt agent federal și am în buzunar o insignă care, chiar dacă nu mă va ajuta prea mult să obțin rapid extrădarea ta, tot mă va ajuta să-ți creez o situație neplăcută, susținând de pildă că ai pașaport fals. Ok? Înțelegi, da? Senor, aquí es México. Nu mi place că vorbești la asta, senora, că nu mi place deloc. Pleci din localul ăsta rapid, o să le ordon că se arance, e claro? Nu ține frumușelul, nici tu nu-mi place. Și cred că va trebui să-ți adun toți prietenii ca să mă poți da afară. Și ca să nu-ți închipui că-ți vorbe goale, poftim. Uite, îți dau și o argură. Ascultă, prințeso. În realitate, ce spune? Dacă cineva încearcă vreo figură pe aici, dau cuvântul mai întâi pistolului și pe urmă vorbesc eu.
Ok? Te conduc la locuința ta ca să stăm de vorbă și dacă asta nu-ți place, am să te trec chiar acum frontiera și am să te zvâr în arestul primului șerif din Arizona. Așa că hotărăște-te ce preferi. Mie mi-e perfect perpendicular. Luis, e regulă, Luis. Mi-e cazul să te enervezi. Poate că ar fi mai bine să merg cu domnul Caution și să lămuresc lucrurile. Să mergem la mașină. Strașnic parfumul ăsta pe care îl folosești, Polet. Aș putea să mă las tentat de un parfum ca al tău. Ești extraordinar de obraznic, domnule. Dai buzna în casa de oro, îl culci pe Luis la pământ. Mă iei de acolo tocmai când începusem să mă distrez și pe urmă îmi spui că-ți place parfumul meu. Cred că trebuie să-ți meargă bine la femei, domnule. Ești un tip formidabil, Remi. Acești latinoamericani, nu e o plăcere că te-am cunoscut. Asta e grozav, Socu, că ești tocmai tipul de femeie pe care îl caut. O damă grozavă și o noapte formidabilă. Ia uite ce lună e pe cer. Ce-și mai poate dori în plus un om? A? Ascultă, Lemmy, ce-i toată trăznaia asta în legătură cu Grenworth Ames? Aiurea, nu-i mare lucru. De fapt, nu mă interesează Ames. Mă interesează o mică combinație de falsuri și ambele afaceri s-au amestecat. Nevasta tipului, Henrietta, după moartea soțului, se instalează la Palm Springs și încearcă să placeze o obligație falsă. Mie mi se încredințează afacerea, dar nu prea pot să o descurc. Dama asta știe multe, dar nu pot să o fac pe puicuță să ciripească. Ei bine, în timpul cercetărilor am aflat că obișnuiai să-i ții de urât lui Grandmas. Și m-am gândit că poate mă ajuți. Dacă Ames avea o slăbiciune pentru tine, bănuiesc că ți-a vorbit multe despre Henrietta. Ascultă-mi. Ce vreau să-mi spui e următoarea chestiune. Dacă Ames i-a dat obligațiunile bune sau i le-a trecut pe cele false? Am impresia că cineva te duce de nas, Lemmy, fără îndoială că pot să te ajut. Dar aflu de la mine că Henrietta a obținut aceste obligațiuni false din altă parte. Știm perfect că sunt false. Și am să spun și de ce. Grenworth nu i-a dat niciun fel de obligațiuni de stat. Știu bine acest lucru. Ce spui, scumpă? Dar știm foarte bine că el a avut obligațiunile alea în valoare de $200,000. Știm că le-a cumpărat, dacă nu i le-a dat ei. Unde sunt? Cui le-a dat? Am să spun, Lemmy. Mi le-a dat mie. Acum ascultă-mă, băiete. L-am cunoscut pe Grenworth Ames și nu vreau să spun că mi-era dezagreabil, cu toate că soțul meu a tras numai ponoase de pe urma lui. Poate că m-am omis să te informez că am un soț. Este internat într-un sanatoriu particular în zonii. Nenorocitul se stinge în curând din cauza unei boli de plămâni. Grenworth Ames era agentul lui de schimb care făcea speculații de bursă. L-a tras pe sfoară și i-a păpat toți banii. Îți dai seama că nu mi-a făcut nicio plăcere când am descoperit excrocheria lui Grenworth. Rudy, soțul meu trebuia să meargă să se interneze undeva în sud, pentru că boala lui se agravase. Nu mai aveam nicio lescaie, așa că m-am dus la New York să am o explicație cu acest Grenworth Ames. La ce dată te-ai dus? La 10 ianuarie. I-am spus pe șleau că s-au umplut de bani de pe seama soțului meu și că dacă nu plătește cinstit și repede, mă duc la procurorul districtului și îl bag la pușcărie pentru delapidarea lui Rudy. Tipul a înțeles că nu glumeam. Mi-a spus să vin a doua zi pe 11, că îmi dă toți banii. Și așa a și făcut. Mi-a dat obligațiuni în valoare de $200,000. M-a rugat să nu suflu o vorbă, pentru că erau obligațiunile pe care le trecuse pe numele nevestisi. I-am dat o chitanță pentru ele și cu banii ăștia, Rudy și cu mine am venit să trăim aici. Dar ce explicație ai tu pentru sinuciderea de a doua zi? Bănuiesc că a făcut-o în urma unei discuții pe care a avut-o cu nevastă sa. Cred că a observat dispariția obligațiunilor și atunci a descărcat furia pe el. Poate că i-a dat cu ceva în cap, nimic exclus. Iauzi, care va să zică, așa stau lucrurile. S-ar părea că ițele încep să se descurce. Ascultă, Polet, cunoști pe cineva care să
confirme povestea ta? Sigur, sigur, sigur. Bordel ar putea. El cunoaște toate amănuntele. El știa tot ce făcea Ems, doar era secretarul lui. E regulă, înțeleg. S-ar părea că Henrietta e o mare podoabă. Cum văd, nu încape nicio îndoială că ea l-a curățat pe Barbasu. Sigur. Apropo, Polet, parcă ai spus că bărbatul ăsta al tău, Rudy, e pe aici undeva. Pe unde vine sanatorul ăla din zonii? Da, e la vreo 60 de kilometri de aici. Și dacă te duci să-l vezi pe Rudy și pui întrebări, te rog, nu-l lua repede. Doctorul Madrale spune că bietul om nu mai are decât 8-9 săptămâni. Polet, nu fi îngrijorat. Am să-l iau cu binișor. Ah, ce crudă poate fi viața. Ascultă-le, mi-o oprește puțin. Trebuie să dau un telefon lui Doredo. Băiatul ăsta face unele treburi pentru mine și mă gândesc să cumpăr casa asta și altele și de aceea n-aș vrea să mă stric cu el. După ce termin treaba asta, dacă te simți vreodată obosit sau ai nevoie de odihnă, mă găsești întotdeauna aici și am să mă bucur să te văd. E o propunere grozavă, Polet. Sper să profit în curând de ea. Dar acum aș vrea să termin treaba asta, așa că vreau să-l caut pe Rudy. Bună ziua, domnule. Da, doctorul Madrale, dacă doarme. Lăsați-l, poți să aștept până se trezește. Nu cred că mai are vreo importanță dacă pacientul meu e tăia sau nu, senior. După cum ați aflat probabil de la doamna Benito, boala lui e într-o fază foarte avansată. Mă tem că nu va mai fi multă vreme printre noi. Benito! Domnule Benito! Da. Da, doctore, ce e? Benito, dumnealui e domnul Cushion. Vrea să-ți pună unele întrebări, fii cât se poate de liniștit și nu te îngrijora de nimic. Da. Da. Da, domnule doctor. Vă las, domnule Cushion. Știu că îl veți trata pe pacientul meu cu toată atenția posibilă. Da, domnule. Rudy, ascultă, nu te agita. Îmi pare rău că am fost nevoit să vin până aici. Am să te întreb unele lucruri. Vreau să verific ceea ce mi-a spus aseară strașnica ta nevestică, Polet. E vorba de cazul Glenworth Ames. Soția ta mi-a spus că individul ți-a băgat mâna în buzunar până la cot. Afirmă că în cele din urmă ai băgat de seamă că ea s-a dus să-l vadă și că i-a lăsat alternativa să restituie banii sau să facă cunoștință cu legea. Spune că Glenworth i-ar fi predat 200 de bătrâne în obligațiuni de stat. Așa e, Rudy? Da, desigur. Așa a fost și sunt mulțumit că Ames și-a luat viața. Dacă n-aș fi fost bolnav, l-aș fi împușcat cu plăcere pe pungașul ăla. În regulă, Rudy. Mai ce face? Ar mai fi un lucru mărunt despre care vreau să te întreb. Henrietta Ames, soția lui Glenworth, a primit o scrisoare nesemnată de la un tip oarecare. Scrisoarea asta e o avertizare că Glenworth e în vorbă cu nevasta unui tip. Rudy, tu ești cel care-i trimis scrisoarea? Nu putea fi nimeni altul. Ha? Ce ai de spus? Așa e, eu i-am trimis-o. Eram silit să fac ceva. Bine. Cred că suntem pe punctul de a descurca afacerea asta la fix. Sunt un om sfârșit, Cushion. Dar eu știu că trebuie să-ți faci meseria și totuși te rog să-mi acorzi o favoare. N-aș vrea să fie menționat faptul că Polet umbla cu Ames. Te rog să încerci să faci asta pentru mine. N-aș vrea ca lumea să știe că ea a fost în stare să prefere un escroc ordinar la Ames în locul meu. În regulă, Rudy, îți promit. Am să conduc acțiunea în felul ăsta. Nu are să facă nimănui niciun rău. Rămâi cu bine. Sănătate. Doctore, ascultă,
Iată, da. Totul a mers strună. Dar mai e un lucru mărunt pe care aș vrea să te rog să-l faci pentru mine. Da, cu plăcere. Am obținut de la Benito toate informațiile de care avem nevoie. Am terminat ancheta, dar mai trebuie să obțin de la el și o declarație scrisă. Da. Te rog, poți să-mi faci rost de o mașină de scris și niște hârtie? Și dacă îl pui să semneze, nu va mai fi nevoie să-l necăjesc. Da, firește, domnule Coșan. Veniți cu mine. Da. Polet, nici nu mă așteptam să te revoi atât de repede. Așadar, te-ai întors, domnule detectiv. Dar de ce nu pas la ușă când vrei să intri într-o casă? La miezul nopții nu se intră decât pe fereastră, spune-mi. Am să spun, copilițo. M-am întors aici pentru că m-am gândit să dau o raită prin niște sertare. Poate găsi ceva interesant care să-mi folosească. Și să știi că îmi pare rău că m-ai întrerupt din treabă. Interesant. Dar aș vrea să știu un lucru, Polet. Un lucru mic de tot. De ce? De ce ții revolverul ăla cu țeava îndreptată spre mine? De ce nu-l dai la o parte? Poate ai vrea să fac, Lemmy. Sunt sigură că ai vrea, nu? Și, după părerea mea, ai avut destulă baftă pentru o zi întreagă. Poate ca să sosi momentul să ai și puțin ghinion. Oh, ok. Ascultă, Polet. Nu ești tu o prostuță. Voi, damele, aveți un mare defect, și anume că întotdeauna supralicitați la joc. Tu ești genul de femeie care ar fi în stare să pluseze la poker cu perechi mici, în speranța că ceilalți parteneri vor crede că are cel puțin un full. Dar în seara trecută ai făcut o mare greșeală. Nu trebuia să-i fi telefonat lui Doredo. Când un individ necunoscut a încercat să-mi crape capul pe șosea spre zonii și m-a aruncat într-o pivniță ca să mă supună la chinuri, mi-am dat seama că era efectul telefonului tău. În intervalul care s-a scurs până am ajuns la zonii și am vorbit cu Rudy, oamenii lui Doredo l-au informat că am scăpat. Știind că mă voi întoarce pe drumul ăsta ca să vin la tine, Luis s-a instalat înapoi unui boschet de cactus și m-a așteptat cu o carabină. Perfect, numai că figura nu i-a reușit. L-am deteriorat pe Luis într-așa hal că nici acum nu știe pe ce lume trăiește. Crezi că asta are vreo importanță, Lemmy? N-ai impresia că tot eu conduc jocul? Ba bine că nu, dar la ce se folosește să conduci jocul? Ha? Crezi că ai să tragi mine? Mare tont ești, Lemmy. Ce crezi că ai fi primul sticlete asupra căruia s-a tras în Mexic și care a fost nimerit în plin? Am să te lichidez, Lemmy. Nu pentru că țin în mod special să o fac. În fond, te găsesc destul de atrăgător. Chiar din mai multe puncte de vedere. Dar cred că ești puțin prea perseverent pentru gustul meu. Polet, cred că faci o mare prostie. De ce trebuie să mă cureți? Ce rău pot să-ți fac eu? Hai, Lemmy, nu mai face pe prost. Am să te lichidez și am să încerc să fac așa ca să nu te doară prea tare. Cum preferi, șezând sau în picioare? O clipă. Mai am o mică chestie să spun înainte să începe răpăiala. Bine, ascult, spune tot, dar nu lungi. Dacă trebuie să o pățesc atunci, cred că aș prefera în picioare. Poate că nu ești dispusă să-mi faci un serviciu, dar eu aș vrea să-ți cer două lucruri. Unul e că aș dori să mai trag o dușcă de whisky din sticla aia de pe masă. Iar celălalt e că aș vrea să trimis cândva insigna mea federală unei dame din Oklahoma. Am să-ți dau adresa, nu trebuie să o trimis acum. Expediază-o peste un an, dacă vrei, dar aș dori să-i rămână de la mine. Asta-i bună! Cine și-ar fi închipuit pe aprigul detectiv manifestând slăbiciuni sentimentale față de femeie? Bine!
Bine, bine. E, și totuși așa e. Mă duc la masă să-mi pun un pahar. E regulă? Insigna, am să-ți o las pe masa asta. Nu, acum bag mâna buzunar după ea. E regulă. Hai, hai, scoate. Hai, mă pas sus. Acum hai să ne relaxăm, da? Ce tâmpit am fost să-ți dau o mică șansă. Bine, spune. Zău, dacă știu de ce nu m-ai găurit în timp ce beam paharul de whisky. Ei bine, ce mai faci, prințesă? Cred că ți-ai jucat cum te-ai priceput mai bine cărțile, dar nu ți-a ieșit pasiența. Bine, dar vreau să știu de ce mă acuzi. Te găsesc aici, în casa mea, la miezul nopții și e dreptul meu legitim să trag în tine. Firește, poate că ai reușit să scapi cu o poveste ca asta. Dar nu de focurile alea pe care le-ai tras asupra mea sunt îngrijorat. M-ar fi supărat dacă mă nimereau, dar nu m-au găsit. Nu pentru focurile alea de acuz. Te arestez pentru cu totul altceva. Așa că fă bine, bombonico, și îmbracă-te. Pentru că tu și cu mine o să facem o excursie. Să presupunem că refuz să merg. Mă bucur de cetățenia americană și am drepturi în consecință. Ai vreun mandat de arestare? Unde vrei să mă duci? Cer să fiu asistată de un avocat. Scupo, nu mă putiți. N-am niciun fel de mandat. Dar am o mână foarte grea. Înțelegi? Și dacă mai depitezi prostii de asta, am să te pun pe genunchi și am să fac să sară scântei din acea parte a șasiului tău, care a fost făcută anume ca să te ducă la moașa ta pe gheață, pe ea. Totuși, poți să-mi spui pentru ce vrei să mă arestezi, dacă ai zis că nu-ți pasă de faptul că am vrut să te împușc. În regulă, scumpo. Te iau înapoi la Palm Springs pentru simplu motiv de a te pune sub acuzare de omor premeditat. Te acuz de asasinarea lui Grenworth Ames în noaptea de 12 ianuarie a anului trecut. Buenas noches, señor Cochin. Sunt fericit că vă văd din nou. Toate au fost foarte liniștite pe aici. Señora Ames, dacă doriți o vedeți, este la camera de joc, la etaj. Păi grozav, ești un băiat bun, Periera. Și știi ce? Am impresia că mi-ai fost de folos. Sunt acolo sus, señor Fernandez, Maloney, toată colecția. Dar să nu plătești pentru băuturi, cum se spune la voi, este contul de la casă. E regulă, Periera, mă duc sus. Por favor. Dar nu vine să cred că n-ai să-i dai bună seara bunului tău prieten Lemmy. Ți-am mai spus ce părere am despre tine și ți-aș fi recunoscătoare să nu mai vorbești. Nu pot să sufăr mutra polițiștilor neciopliți. N-am nimic împotrivă, fătițo. Te rog. Poate până o-i termina cu tine, ai să-i urăși și mai mult. Numai că nu te obrăznici prea tare, pentru că aș putea să-ți fac viața mai grea decât îți închip. Ascultă, Cochin, fără îndoială că trebuie să-ți faci meseria. Dar există două feluri în care poți să-ți o faci. Și chiar dacă ești agent federal, nu-i nevoie să fii brutal cu doamna Ames. Nu mai spune, e în regulă. E bine, dacă dorești așa, o să te servesc. Fernandez, vrei să-mi faci un serviciu? Da. Vezi că jos afară găsești doi polițiști. Te rog, adu-i aici. Imediat, șefule. Ce se întâmplă, Cochin? Ai de gând să operezi vreo arestare? Păi nu e asta meseria mea, Maloney. Să operezi arestări. Ce se închipui că am făcut pe aici vârându-mi nasul peste tot, dacă n-aș fi găsit un client pentru pension? Doamnă Henrietta Ames, în calitatea mea de agent federal, te arestez pentru vina de a-ți fi ucis soțul și pentru vina de a fi determinat tipărirea și încercarea de punere în circulație a unor obligațiuni de stat false. Gata, băieți. Luați-o de aici. Asta e o chestie foarte gravă. Eu cred că... Imposibil să crezi, Maloney. Îți lipsește organul cu care să crezi ceva. Dar dacă vrei să faci pe eroul de operetă pe lângă puicuță, ai ocazia să te duci și tu cu ea la poliție să-i ții de urât. Hai, gata, ieșiți. Periera,
Aș dori să vorbesc cu tine și cu Fernandez, așa că-s de părere să închideți bomba noaptea asta. Un whisky, domnule Caușen? E bine, s-a dovedit că a fost așa cum am crezut. Tot timpul am bănuit că ea e vinovată. Cred că am procedat bine. A fost singura cale pe care puteam să merg. No, și crezi că ea a făcut și falsurile? N-aș crede, dar are pe cineva care s-a ocupat de asta. Nu știu cine e. Dar poate când am să vorbesc cu ea mâine dimineață la arest, o să aibă chef să se destăime. Da, desigur că îmi pare rău pentru doamna asta, dar cred că a dat de bine. Mie îmi spui, dar niciodată nu poți să știi cum stai cu damele. Hey, băieți, acum trebuie să o iau din loc. Da, trebuie să vă invit pe amândoi să faceți mâine un drum la New York împreună cu mine. Cred că veți fi amândoi martorii principale în acțiunea asta contra Henrietei. Eu nu pot, senior. Nu pot lăsa hacienda fără stăpân. Ce pe dracu! Nu o să-i se întâmple nimic. Din partea mea n-am nimic împotrivă să petrec câteva zile la New York pe socoteala statului. Bine, n-aș striga să fiți pregătiți amândoi. Dacă aveți ceva socotel de încheiat de aici, ar fi bine să le puneți la punct. Trebuie să plecăm dis de dimineață. Salutări și pe curând! Da. Sunt aici, domnule Caution. După boschet. V-am așteptat așa cum ați ordonat. Ali, fă un ocol sări prin spate și ferește-te să te vadă cineva. Supraveghează localul. Înăuntru nu-s decât Periera și Fernandez. Dacă se duc undeva, filează-i, da? Dar nu cred că vor ieși. Urmărește toate mișcările, tot ce fac. Mă întorc cam într-o oră. Adi, eu sunt Lemi. Vreau mișcare? Oho, și încă ce? Tot care amândoi din pivniță niște geamantane și niște aparate. Nu m-am putut apropia de teamă să nu mă simt, așa că nu prea știu ce au acolo. Ok, stai pe aproape. Mă duc înăuntru. Fernandez! Stai așa! Domnul, și tu, Periera? Hai! Așa, lipiți-vă de peretele din fața voastră și încercați să atingeți plafonul cu degetele. Cea mai mică tresărire vă fac țândări și raspinare. Ce dracu ai de gând, Caution? Să nu crezi că o să ne sperii cu chestii de-astea. N-ai niciun motiv. Dacă-ți pleanca și stai cu minte, Fernandez, că altfel te execut pe loc și cu regret, pentru că n-aș vrea ca scaunul electric să piardă un client atât de barosan ca tine. Să știi că în ziua când o să te pună la prăjit am să mă tratez cu un whisky mare ca pentru ocazii speciale. Și o să-l trec tot în contul casei Periera. Vreau să zic că așa stau lucrurile, băieți. Știam că bănuielile mele sunt întemeiate. Când v-am spus acum o oră că o să vă iau mâine la New York, bănuiam că o să faceți să dispară materialele astea. Ia te uită câte obligațiuni falsificate. Și bani. Ați lucrat serios? Cred că am întâlnit multe canale împuțite de când îmi tocesc stâlpile în serviciu federal. Dacă voi, falsificator și ucigaș, nu... Senior, eu n-am făcut nimic. N-am ucis pe nimeni. Multă, Veneticule, socot că ți-a rămas destulă minte ca să-ți dai seama de buclucul în care ai intrat. Dacă ești destul de deștept, caută să-ți ușurezi situația cât poți. Acum, în momentul de față, nu mă interesează falsificările. Știu că operația a fost făcută de voi în pivniță și cunosc și cum le plasați. Profitați de faptul că jucătorii din sala de sus erau destul de amețiți și le plasați banii voștri falși sau obligațiunile. Știam de mult. Ceea ce mă preocupă în clipa asta este să știu care din voi l-am pușcat pe agentul meu, Jeremy Sagars. Acum ceea ce trebuie să hotărâți voi, dar repede, e vina pentru care urmează să fie dat în judecată unul și celălalt. Dacă vreunul din voi vrea să-l dea în gât pe celălalt, e în regulă. Dacă nu, vă arestez pe amândoi pentru culpa de crimă și socot că o să vă frigă și pe unul și pe altul. N-am împușcat pe nimeni, senior. Eu n-am ucis niciodată un om în toată viața mea. Nu am avut niciodată pistol. Spun adevăr, por favor. Ok, n-am ucis niciodată pistol.
care va să zic că nu l-ai omorât tu. Foarte bine. Atunci spune-mi cum a fost periera. Cum s-a întâmplat? Să taci din gură, periera. Parcă te văd că lași pe sticletul ăsta ticălos să te facă să declar tot ce-ar vrea el să zici. Ascultă, Fernandez. Nu mi-ar plăcea să fiu nevoit să intru în tine. Ți-a mai stricat odată portretul. Dar acum îți promit că am să te deteriorez până la ireparabil. Ține-ți muzicuța cât poți. La scena asta tu să faci figurație mută. Ok? Periera. Așadar, Fernandez l-a împușcat pe Segers. Acum să-mi spui și tu ceva, Fernandez, de vreme ce tu ai mâncărimi la limba. Unde l-ai îngropat pe băiat? Na, nu se prinde, nu spun nicio vorbă. Habar n-am despre ce vorbești. Vă spun eu, senior, vă spun eu. El a pus pe Segers în groapă, de la capătul, de la perete, din spate, la garaj. A văzut cu ochii mei... Dobitocule, l-ai împușcat pe periera, dar ți s-a înfundat și ție. Ai văzut, copoiule, n-ai să mă mai prăjești. Alo, Metz. Da. Ascultă-mă. Îți vorbesc de la morgă, pentru că așa arată cel puțin pe aici. Îți țin la dispoziție o pereche de tâlhari înțepeniți și cât că ai putea să trimiți să-i adune până nu se crapă de ziua. Vreau să mai faci un serviciu. Trimite pe unul din băieții tăi să găsească un coșciuc pentru Segers. L-au îngropat pe aici, pe undeva, în curtea Hasiendei. Și aș vrea să-i duc rămășițele într-un loc potrivit. Trebuie să mărturisesc că nu-ți pierzi vremea. Ia asculte, cât ai de gând să ne mai ții treji? Ție nu ție somn niciodată? Partida asta e aproape de sfârșit. Trebuie să mai trec pe la locuința Henrietei, unde vreau să mai cotrobui puțin, după care socot că am terminat. Cred că am să fiu la tine în cel mult 40 de minute. Metz, spune-mi, ce mai face micuța mea prietenă Paulette? Ah, e bine, mersi. S-ar zice că e tot atât de fericită ca o pisică pe care o dortiți. E în regulă, așa mă ascultă, Metz. Și bănuiesc că ăsta va fi ultimul lucru pe care îți voi cere să-l mai faci pentru mine. Peste o jumătate de oră, scoate-o pe pole din beci și du-o sus în birou. Dacă face pe nebuna, pune niște brățări de oțel. Dar să nu o lași să se întâlnească cu Henrietta, Maloney sau cu oricine altul până n-ajung eu acolo. Ok, cum vrei tu, Lemi. Am să-ți pregătesc tot decorul. Așa, bătrâne. Mă grăbesc să vin să terminăm tot bălciul. Stai jos, să începem. Mai-ți cât e ceasul? 4:20. Ok. Iată ceea ce se poate numi o dimineață care va aduce sfârșitul poveștii noastre. Cred că într-o oarecare măsură nu respect uzanțele prin faptul că am convocat adunarea asta așa de dimineață, înainte ca avocatul solicitat de Polet să vină. Dar nu-i cazul să fii îngrijorată, prințeso. N-am să-ți mai pun niciun fel de întrebări și n-am să-ți cer niciun fel de declarație. Am să vă povestesc eu mai mult. Adică? Așadar să începem cu tine, Henrietta, da. Aici de față și care mă privești cu aceiași ochi asasini. Scumpo, ție ți-a fost rezervat tratamentul cel mai dur. De fapt, am fost silit să ți-l aplic și să-ți fac zile fricte, pentru că era singurul mod în care puteam să dirijez treaba ca să iasă ceva. Nu înțeleg. În ziua când te-am adus prima oară aici la poliție și te-am luat la întrebări în legătură cu hainele în care erai îmbrăcată în seara de 12 ianuarie, n-am făcut altceva decât să joc o scenă pentru liniștirea lui Fernandez și a lui Periera. Același lucru l-am urmărit și aseară, când te-am acuzat în fața lor de uciderea soțului tău. Trebuia să-i liniștesc și să-i fac să se trădeze. Știam că atelierul de falsificări se afla acolo, dar trebuia să-i prind în flagrant delict. Ei, direct, da. Îmi pare rău, prințeso, dar după ce am să termin, cred că ai să înțelegi. Da, e în ordinele mie. Îmi pare rău că te-am jignit. Puteam să-mi închipui că ești mult prea deștept ca să mă bănuiești de asasinat. Perfect, Henrietta. Care va să zică, iată cum stau lucrurile. Fernandez și Periera sunt morți. Periera l-a trădat pe Fernandez și acesta l-a împușcat profitând de o neatenție a mea.
Eu l-am achitat pe Fernandez și cu asta basta. Amândoi erau complici în afacerea falsificărilor de obligațiuni de stat și bani. Iar tipul care era în spatele acestor afaceri și era capul bandei se numea Greenwards Ames. Greenwald? Din bandă mai făceau parte și Langdon Bardell și Marie Dubine, camerista Henrietei. Și ție-ți cer iertare, Paulette, pentru că te-am adus aici sub învinuirea de a-l fi omorât pe același Greenwards Ames. Nu tu l-ai omorât. În clipa de față ești reținută pentru complicitate la falsuri. Ha, 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 bufonule, tot am să te fac să-ți rup gâtul. Eu zic totuși că nu-i cazul să te lași năpădită de mulțumire. Stai cu minte și ai răbdare până termin. După aia poți râde cât poftești, dacă ai să mai poți. E bine, cam cu un an în urmă, Greenwards o întâlnește pe Paulette și cade cu tronc la inimă. Ei vine o idee diabolică să pună mâna pe banii lui Rudy Benito, soțul Pauletei. Rudy nu va afla nimic. El e prea bolnav să cerceteze excrocheriile celor doi. În câteva luni îl rad pe Rudy de tot ce a avut. Numai că într-o zi Rudy devine bănuitor și descoperă matrapazlăcul. Are o discuție cu Paulette, care, ca să închidă gura, știind că Rudy nu mai are mult de trăit, hotărăște de comun acord cu Greenwards să-i dea lui Rudy cei 200.000 de dolari în obligațiuni de stat. Obligațiuni pe care le ia din seiful Henrietei, pe numele căreia le trecuse, punând în loc unele false. Ei, ne apropiem acum de momentul când lucrurile se precipită. Rudy îi trimisese Henrietei o scrisoare anonimă în care îi atrăgea atenția asupra legăturii pe care bărbatul ei o are cu o femeie. Henrieta, după două scrisori acuzatoare, vine anunțată de o a treia la New York să aibă o discuție ultimativă cu Greenwards. Asta se întâmplă în ziua de 12 ianuarie. În acea zi, Paulette sosește și ea la New York să preia cele 200.000 de dolari în obligațiuni. Rudy, care nu mai are încredere în ea, deși bolnav, pleacă și el la New York să o urmărească pe Paulette. Până aici totul e în ordine. Henrietta se întâlnește cu soțul ei și la amenință cu divorțul. Greenwards și Paulette fac haz pe socoteala Henrietei, care se credea tare la adăpostul celor 200.000 de dolari, neștiind de schimbarea făcută de cei doi. Iar Rudy, urmărindu-și soția, nimerește în anticamera biroului lui Greenwards și aude prin ușa întredeschisă discuția dintre Paulette și Greenwards despre ce deștepți au fost ei și cum i-au păcălit pe toți. Căușin, aveți două telegrame urgente de la New York. Poftiți. Poți să pleci. Un moment. Da, să continuăm. Așadar, auzind toată discuția, Rudy nu mai poate răbda și intră în birou, unde își dă drumul la tot ce-l frige pe suflet. Și le mai zice un lucru ușor, și anume că pentru el faptul că Greenwards e dispus să-i înapoieze banii nu face nici cât o ceapă de gerată. Și anunță că se va duce la poliție să-i toarne. Și? Ce se întâmplă atunci? E bine, am să vă explic. Paulette, aici, de față, se supără foc pe soțul ei și cu o statuietă de bronz de pe birou. Nu. Îi sparge capul lui Rudy și îl omoară pe loc. Nu, n-am făcut-o eu, îți jur că n-am făcut-o eu. Tot ce ai spus e adevărat, în afară de omor. Nu eu l-am omorât, Greenwald a făcut-o. El a omorât pe Rudy, nu eu. Îți mulțumesc foarte mult, Paulette. Mulțumesc pentru pont. Exact ceea ce doream să aflu. Ia-o mai încet cu bocitul. Asta te ajută cât mortului doctoria. Te rog. Ai ratat combinația, scumpă prințesă. Te zbați ca peștele pe uscat. De acum colo ești un material din ăla după care aleargă ziariștii. Ești dama ce a fost lucrată de un copoi federal pe care l-ai luat drept fraier. Mi-e scârbă de tine. Ești un ticălos ordinar, mor de ciudă că nu te-am împușcat atunci când te-am avut în mână. Dar ia aminte, e cineva care o să-ți vină de hac. Vezi-ți de treabă, puișor. N-are să-mi facă nimeni nimic și dacă îți caști uechiușile tale, si de fii, ai să afli de acel cineva ceva ce o să te liniștească definitiv. Să continuăm. Stai, Lemmy, ai zis că Greenwald l-a ucis pe Rudy Benito, nu? Ce s-a întâmplat apoi? Nu înțeleg, nu mai înțeleg. Oare Greenwald, cuprins de remușcări, s-a dus să se sinucidă după aia? Nu te grăbi, Harriet. Hai să afli totul. Așadar, Rudy zace mort în biroul lui Greenwald. De față mai sunt
Spolet și Bardell, secretarul lui Ames. Exact. Și se întreabă toți trei ce să facă. Lui Bardell îi vine o idee genială. Își aduce aminte că în urmă cu 2 ani, Grenors a încercat să se sinucidă aruncându-se în fluviu. Faceți legătura, nu? Da, da. Hotărăsc pe loc să-l îmbrace pe Rudy cu hainele lui Grenors, să-l urce într-o mașină și să-l trimite cu ea în apă și pe lumea cealaltă. Toată lumea va crede că Grenwell s-a sinucis, ba chiar se apucă să mai scrie și un bilet de adio. Și după aceea, când lucrurile se vor liniști, Paulette și Ames o vor șterge în Mexic, iar Bardell va rămâne cu biroul lui Ames, care era destul de prosper. În Mexic, Grenwell se va da drept Rudy. Doamne, doamne, ce ticăloși! Singurul lucru de care trebuiau să se ferească era identificarea cadavrului. De aceea îi șifonează bine fața bietului Rudy. Și Langdon Bardell, în lipsa Henriette, care plecase cu câteva ore înainte la Connecticut și pe care nu o va anunța decât peste 2 zile, va identifica cadavrul a doua zi. Toate astea merg așadar ca pe ață, cu micul accident al paznicului de la docuri, care asistă curios la operațiunea Pauletei de azvârlire a mașinii în râu, dar care va fi convins, contra a $1000, că n-a văzut nimic. După un timp, când lucrurile s-au liniștit, cei doi amanți ajung în Mexic și încep o viață nouă. Îl găsesc pe doctorul Madrales, pe care îl plătesc pentru o operație estetică, și Grenwell este internat în sanatorul din zonii. Așadar, întregul plan a funcționat perfect. Și dacă s-ar fi oprit aici, niciunul dintre noi n-am fi avut habar de toate astea. Dar Bardell, Bardell nu se mulțumește că a preluat afacerea lui Grenwell. Și într-o zi, cotrobăind prin birou, dă peste o poliță de asigurare pe care o contractase Grenwell și în care stă scris că $200.000 vor fi plătiți la moartea acestuia, cu condiția ca aceasta să nu se producă prin sinucidere. Și mai găsește și 3 scrisori ale Henriettei către Grenwell, în care îl acuză că umblă cu altă femeie și mai ales în ultima, în care îl anunță că va veni la New York în 12 ianuarie. Da. Lui Bardell îi vine o idee. Se gândește că dacă s-ar putea dovedi că Grenwell Ames a fost ucis de soția lui, atunci polița de asigurare va fi plătită și el, Bardell, ca legatar testamentar, ar încasa-o. Ticălos. Ați înțeles, șpilul? Ticălos. Deci e o idee grozavă, nu? Bardell se pune pe treabă și o convinge pe Henrietta să plece la Hacienda Altmira, unde va trăi liniștită. El va aștepta ca Henrietta să termine puținii bani lichizi pe care are și va fi nevoită să schimbe o obligațiune. O obligațiune falsă, bineînțeles. El știa că în asemenea cazuri guvernul federal se sesizează și începe cercetările. Trimite cele 3 scrisori ale Henriette lui Fernandez și acesta le plasează în casa ei, într-un locșor ușor de descoperit. Și îmi trimite mie un bilet anonim, indicându-mi unde să le caut. Eu pic în plasa țesută de Bardell, le găsesc și încep să o bănuiesc pe Henrietta. De aici încolo, povestea o știți. Excruții au făcut câteva greșeli. Prima greșeală a fost că prea se agitau să mă convingă de vinovăția Henriettei. A doua a fost cea a lui Fernandez, care mi-a dezvăluit numele Pauletei. Iar a treia s-a întâmplat la zonii, la sanatorul doctorului Madrales. Când l-am vizitat pe muribundul pacient, acesta și-a jucat foarte bine rolul și nu bănuiam nimic. Dar, tocmai în clipa când să ies din camera bolnavului, observ ceva, un lucru care mi se părea foarte curios. În spatele unui paravan văd un coș de hârtie și în coșul ăsta văd o scrumieră mare, plină cu mucuri de țigări. Atunci mi s-a prins o lampă. Cineva a aruncat în grabă scrumiera înainte de a intra eu în cameră, dându-și seama că n-am să cred că un om care moare de tuberculoză ar fi în stare să fumeze vreo 60 de țigări într-o zi. Cobor și spun doctorului că am nevoie de o declarație semnată de Benito. Când o am, mă întorc la Paulette acasă, intru pe fereastră, cotrobăiesc prin sertare, dau de o semnătură autentică a lui Rudy Benito și le compar. Din clipa asta am știut totul. Acum câteva ore am fost în casa Henriette, am găsit o scrisoare veche a lui Grenwell și am comparat scrisul. Erau identice. Deci individul pe care l-am văzut la zonii, individul care era pe moarte, nu era altul decât Grenwell Ames. Grenwell trăiește? Paulette. Și acum pentru tine, ca să-ți ușurezi speranțele cu acel cineva răzbunător,
Am să-ți citesc una din telegramele primite acum câteva minute. Ascultă-o, păpușico. E din partea poliției mexicane. Urmare a cererii agentului federal special Lemmy Caution pentru arestarea cetățeanului american Grenworth Ames, cunoscut sub numele de Rudy Benito, și a cetățeanului mexican Eugenio Madrales, ambii din zone. Locotenentul de poliție Juan Marciesta, însărcinat cu efectuarea arestării, raportează că ambii inculpați și-au pierdut viața fiind împușcați în timp ce opuneau rezistența armată în arestare. Bietul Grenworth! Nu te omoră cu firea, prințeso. Cred că în felul în care s-a terminat afacerea asta e cât se poate de avantajos pentru fiecare. Metz, fii bun, te rog. Pune-i cătușele polenii. Ce rău îmi pare că nu te-au nimerit gloanțele mele. Asta e viața. Ia-o, Metz, și bag-o la pârnaie. Trebuie să înceapă să se obișnuiască cu noua locuință. Dacă scap cu 20 de ani, păpușico, cred că o să ai un noroc orb. Te urla! E, și acum să mergem să ne culcăm. Nu cred că mai avem ce face pe aici. Iată, uite cine vine pe la noi, domnul Caușer. Mamă, ce măgulit am fost că l-am auzit că ești detectiv. Mi-am reamintit de prima seară când ai intrat aici și ai început să ne pui niște bărbi. Că venea de la Magdalena din Mexic. Zău că trebuie să fie o meserie grozavă să fii detectiv. Nu chiar așa de rea scumpelor, dar nici chiar așa de bună nu e. Ei, atunci ce faci? Unde pleci? Cu ce te servim? Cu nimic. Am venit numai să vă văd. O iau de la capăt. Am o altă pistă de urmărit. Însă mai bine, bagă de seamă, Roșcovană, să nu te iau și pe tine sub urmărit. Cred că nu m-ar deranja. N-ar fi așa de rău să fii ridicată de un tip ca dumneata. Fie cum crezi, cumpă, dar ridicarea la care m-am gândit eu e una care se face pe braț. La revedere, frumoaselor! La revedere! Pe curând! N-am să vă uit! Nici noi! Ați ascultat Ce le pasă damelor? De Peter Cheney. Traducerea de Sergiu Marcus. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea. Lemmy Caution, Dan Condurache, Henrietta, Dana Dogaru, Colet, Gabriela Popescu, Fernandez, Mircea Albulescu, Periera, Teodor Danet, Metz, Silviu Stănculescu, Melanie, Mihai Niculescu, Sagas, Șerban Celea, Roșcovana, Virginia Rogin, Alice, Ruxandra Sireteanu, Eni, Violeta Berbiuc, Bărdel, Paul Chiribuță, Doctorul Madrales, Boris Petrov, Benito, Eugen Cristea. În alte roluri, Dragoș Ionescu și Gheorghe Pufulete. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Regia de studio, Janina Dicu și Cătălin Crimu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.